Noaptea trecută, pompierii petroșeneni au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din Petroșani. La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta deosebit de violent pe întreaga suprafață a apartamentului și la balconul acestuia. Un bărbat a fost transportat la spital pentru că ar suferi arsuri minore și un atac de panică, iar aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat din locuințe. În această noapte, pompierii petroșeneni au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din municipiul Petroșani. De urgență, la locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara pentru intervenții la înălțime și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor operative la fața locului, incendiul se manifesta deosebit de violent pe întreaga suprafață a apartamentului și la balconul acestuia. Pentru salvarea proprietarului, care se afla în interiorul locuinței, a fost nevoie de intervenția în forță a salvatorilor prin flăcări și fum dens. Bărbatul în vârstă de 56 de ani a fost extras în siguranță și preluat de către echipajul SMURD, fiind evaluat și asistat medical la fața locului și ulterior transportat la UCU Petroșani cu arsuri minore și atac de panică. Totodată, aproximativ 30 de locatari s-au autoevacuat. În urma evenimentului a fost afectat întregul apartament și ușile de acces a trei locuințe învecinate. De asemenea, din cauza fumului și a căldurii extrem de mari, a fost grav afectată și casa scării. Pompierii au reușit să limiteze extinderea flăcărilor la acoperișul blocului izolat cu carton bituminos. Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.